Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador. Protezarea articulației genunchiului este una dintre cele mai practicate intervenții chirurgicale, având o rată de succes de peste 90%. Protezarea totală a genunchiului sau artroplastia totală a genunchiului reprezintă intervenția chirurgicală de înlocuire a articulației cu un ansamblu de componente artificiale care au forma și redau funcția naturală a articulației. Articulația genunchiului este foarte frecvent afectată de artroză, boala artrozică a genunchiului numindu-se gonartroză, afecțiune caracterizată prin degradarea progresivă și irreversibilă a cartilajului articular. Durerea este principalul simptom al artrozelor, însă poate fi însoțit și de alte manifestări, cum ar fi șchiopătatul, limitarea mobilității, deformarea regiunii. În cazurile avansate, singura soluție este chirurgicală și implică înlocuirea capetelor osoase deteriorate irreversibil cu niște componente care reproduc anatomia locală. Intervenția chirurgicală de protezare totală a genunchiului se efectuează în cadrul unei spitalizări continue, în medie de 4-5 zile. Anterior intervenției chirurgicale, pacientul trece printr-o evaluare amănunțită a stării de sănătate, prin efectuarea unor analize specifice, incluse într-un protocol bine stabilit, va fi evaluat de medicul cardiolog și de medicul anestezist pentru a anticipa anumite probleme de sănătate caracteristice sau specifice vârstei la care se află pacientul, pentru ca intervenția chirurgicală să se desfășoare în deplină siguranță. Intervenția chirurgicală durează în medie o oră, o oră și jumătate, în funcție de particularitățile fiecărui caz. Se efectuează de obicei sub anestezie rachidiană. Pacientul este anesteziat de la brâu în jos, nu simte și nu poate mișca picioarele. La această anestezie se asociază și un cateter peridural care ne oferă un control al durerii și al confortului imediat postoperator. După intervenția chirurgicală, pacientul va petrece câteva ore sau poate că noaptea următoare în secția de terapie intensivă pentru supraveghere. Mobilizarea cu sprijin de obicei normal pe piciorul operat se reia imediat postoperator. Protezarea a genunchiului redă libertatea de mișcare, suprimă durerea și rigiditatea, permite reluarea unui stil de viață activ și îmbunătățește considerabil calitatea vieții. Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador.